toată istoria desenului animat Tom și Jerry, a existat un episod ce a fost difuzat doar o singură dată și nu vizualizat de foarte mulți telespectatori. A fost făcut de Gene Deitch, unul dintre directorii desenului. Acest director, disperat să iasă din contractul său, a creat un episod macabru. Acesta se numea Beciul lui Tom. Episodul se deschidea cu Tom în casa în care locuia stăpânul acestuia, mare, gras și chelios, care părea mult mai furios decât în aparițiile precedente. Stăpânul, fiind foarte furios, calcă pe coada lui Tom și spune cu un glas amenințător că nu intre niciodată în beci. Tom, speriat, se apucă să fugă într-o altă cameră, acțiunea urmând să se mute la ușa subsolului, din care iese Jerry, din clasica lui gaură de șoareci, acesta arătând cu mult mai bizar decât era. Jerry, cu o figură malefică, îl urmărește pe Tom în camera în care a intrat. Următoarele minute sunt destul de normale, Jerry încercând să-l facă pe Tom să se ducă în beci, dar de fiecare dată este prins de stăpân, care îl întoarce din drum cu bătaia. După bătaia stăpânului, Tom ajunge cu multe vânătăi pe corp, chiar sângerând în unele părți. După toate acestea, Tom încearcă să-i ceară îndurare stăpânului pentru tot ce a făcut. Jerry doar râde de el și îl împinge la ușa subsolului. Proprietarul îl prinde iar pe Tom și acesta, scăpat de sub control, e pregătit să-l bată din nou. Însă, Jerry, cu o față malefică, a luat un cuțit pe care l-a înfipt în piciorul stăpânului destul de adânc. După cele întâmplate, Tom deschide ușa de la subsol și cară cadavrul stăpânului său pe scări, unde găsește acolo o altă duzină de corpuri descompuse care prezintă urme de violență. Un moment, Jerry și Tom par bucuroși că au scăpat de ucigașul din seria animată și își cutură mâinile prietenește. Apoi Jerry, cu o față malefică, îi spune cu o voce fantomatică lui Tom să nu crezi asta. După care Jerry îl înjunghe pe Tom omorându-l și tăindu-i corpul în bucăți. Ultima scenă din episod este cu Jerry, care are un rânjet malefic, punând un panou în fața casei pe care scrie de vânzare, cel mai probabil plănuind să ucidă din nou. Mulțumesc pentru vizionare!